Carles Puigdemont, mesaj incendiar la eliberarea din închisoare, este o ruine ca în Europa să existe de binubi politic video. Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont a fost eliberat vineri dintr-o închisoare din Germania, el pledând pentru relansarea dialogului cu guvernul de la Madrid. Carles Puigdemont, fost premier al Cataloniei, a achitat vineri cauciunea de 75.000 de euro subliniere i-a peresit închisoarea din or subliniere elul german Neuminster. Puigdemont este sub control judiciar subliniere i nu are dreptul să peresească Germania înainte de hotărârea justiției germane privind cererea de extradare în Spania. Liderul separatist catalan a denuncat reacțiile represive ale guvernului de la Madrid, subliniind ce este o subliniere inima în Europa să existe decinuci politic. A venit vremea pentru dialog în scopul găsirii unei soluții politice, a afirmat Puigdemont, scrie Mediafax, citând publicația El Periodico. Diez Puigdemont leaving prison in diez Neuminster pic. Twitter. April 6, 2018. Cu ceva timp înainte de eliberare, Puigdemont a postat un mesaj pe Twitter din închisoarea germană, sublinierei le-a cerut susținătorilor să i se nu cedeze, transmite vineri Ager Press, citând pa. Trebuie să privim spre viitor cu speranță, sublinierei optimism, deoarece avem un drept, dreptul de a nu le permite să ne fure viitorul. Trebuie să rămânem pe poziții, sublinierei să nu cedăm, a scris Puigdemont în catalan. Tweet-ul era precedat de hashtag-ul Diez Free Catalan Political Prisoners. O instant din landul german Schleswig-Holstein a respins joi acuzația de rebeliune din cererea de extradare formulat de autoritățile spaniole împotriva lui Carles Puigdemont, subliniere i-a decis că fostul lider catalan poate fi eliberat pe o cauciune de 75.000 de euro, până când se va lua o decizie privind extradarea. Carles Puigdemont a fost arestat preventiv în martie, la intrarea în Germania, în baza unui mandat emis de Spania. Acuzațiile formulate de autoritățile spaniole la adresa lui Carles Puigdemont se refer la referendumul care a avut ca rezultat o decizie în favoarea independenței Cataloniei. Parlamentul catalan a aprobat independența regiunii FAC de Spania în 2017, dar a anulat decizia după foarte scurt timp, pledând pentru o soluție negociată cu Madridul.